Bun venit la un nou demo astăzi cu un joc numit Ollie Ollie, care este un joc despre skateboarding, dar nu tocmai în acel stil clasic cu care ne-au obișnuit jocuri precum cel din seria Tony Hawk și cred că Skate pentru snobi care au console și alte chestii. Este un joc ce, când am auzit prima oară de el că era 2D, adică 2D, mă gândeam, mă, poate că este ca la 720 Skate care era pe HC sau cum îi spunea, parcă îi mai spunea Skate or Die pentru că apărea o chestie la un moment care spunea că ori trebuie să mergi până la un skatepark să participi la un eveniment, ori mori, încercând să scapi de chestia care te urmărea. Era un joc grozav la vremea, adică era superb. Asta nu e tocmai acel stil de joc la care mă așteptam. Este modul în care aș putea să-l rezum cât mai succint. Imaginați-vă Cannibal și jocul la care alergi pe un acoperiș gri, cam ca fundalul acestei hărți, încercând să eviți diverse chestii care vin spre tine. Este ca ăla, doar că ai un skateboard. Mă ales este exact ca ăla. Ok, nu chiar exact ca ăla, pentru că da, exact ăla. Era mai mult un Infinite Runner, cum s-ar spune. Era un joc bazat foarte mult pe evenimente Quick Time ca ăsta. Auci! Începusem atât de bine! Damn it! Ok, hai încercăm încă o dată. Am încercat anterior ca să-l joc folosind un gamepad. N-a ieșit tocmai bine pentru că au pus toate trucurile pe rotița. Pe mini-stick. Haide! Ok. Dacă pici o dată pe scări, te-ai teras, așa că e bine să nu faci asta. Acum, oh, damn it. De asemenea, dacă pierzi prea multă viteză, teras iar, trebuie să iei tot de la capăt. Trebuie să n-am niciun sloppy landing. Aici e o problemă, pentru că jocul ăsta, regretabil, tinde prea mult să fie un joc de nici măcar reflexe. Este un quick time event prelungit aproape. Asta mă cam doare. 6 combo, perfect. Am făcut un sloppy din greșeală. Iar încă un sloppy. N-am văzut când trebuie. Ok, acum am văzut când trebuie. Așa. Ce mă enervează până acum la el, pe lângă control, care este cam prea asemănător cu un joc de mobile, care nu e foarte bun pentru că nu are gameplay. Are cât de cât gameplay, doar că controlul e și nu face niciun serviciu. Mă enervează... Oh, damn it. Asta e când trebuie. Am avut un combo de 6000. Mă enervează că trebuie ca să apeși în jos ca să poți să aterizezi și nu trebuie ca, nu să apeși la un, nu să-ți ia apăsat în jos ca să fii pregătit pentru aterizare, nu trebuie să apeși exact la momentul potrivit, altfel, acum n-am apăsat când trebuie, din câte spune jocul, ca să iasă cum trebuie, ca să aterizezi, ca să-ți dea punctajul maxim, dacă nu, atunci nu va funcționa, nu să-i punctajul și o să fie enervant. Adică am făcut trucul, ce naiba ai? Mai enervant că nu poți să prea combini trucuri cum vrei, adică... Ah, damn it, n-ai ieșit cum trebuie. Nu pot ca să fac un 360, apoi ca încă atunci când sunt în aer să fac și un ollie. Nu neapărat trebuie ca să fac rotația combinată cu trucul, nu le pot face separat, și apoi după ce aterizez să mai fac încă un truc dacă mai sar încă o dată. Adică trebuie să le înlănțuiesc. Nu pot să fac mai multe trucuri în aer. Asta chiar mă înțelegește cât de cât, pentru că... La jocuri precum Tony Hawk puteai să înlănțuiești o groază de trucuri în acest sărituri. Era ceva frumos, foarte, foarte frumos. Aici, nu tocmai. Ăsta, jocul ăla vechi de pe HC, nu mai știu exact dacă avea înlănțuiri de trucuri. Oh, bine că am scăpat de acolo. Mă mulțumesc cu un sloppy doar că să fii scăpat perfect. Aproximativ perfect. Asta chiar a fost bine acum. Ok, și era să mă vărs acolo. Haide, intens, yes, am făcut, am scos 17.000, e ok, 17.000, n-am atins punctajul maxim sau obiectivul de 20.000, dar e ok. Ceva ce nu prea place la jocul ăsta, pe lângă control, muzica. Este o variație între un fel de house retardat și dubstep. Nu, dubstep-ul n-am cum să-i spune retardat pentru că este prin definiție. Da. Adică, nu cred că nici ne arată excesiv de bine, ce drept. E pixelat, adică înțeleg ce ar avea farmec în anumite aspecte jucat pe un ecran micuț rău de tot, dar pe...
pe o rezoluție masivă, adică pe UIA, da, pe UIA ar fi grozav, dar să pun PS Vita, dar pe o rezoluție masivă este acum, pentru că nu prea pot să țin în fereastră, dar pot să țin în fereastră, nu pe fereastră normală, pentru că nu va funcționa atunci. Wow, scopi 4. Ok, asta a fost perfect. Ah, damn it. Damn it. Credeam că o să pot să pic cum trebuie de acolo, dar văd că n-am reușit. Restart. Collect all the grind markers. O să încerc asta măcar să fac. Când arată excesiv de bine, adică e ok atât de, nu înțeleg, e un joc nici, okay, nici tocmai indie, pentru că are un publisher, are doi publisher, că a fost lansat pe PS Vita, înainte de a fi lansat pe PC. Ah, damn it, iar am picat. Ok, încercare încă o dată. Încerc să fac alte trucuri măcar. Ok, lansez în aer cu alt truc și haide. Perfect, sec 1600. Oh, sper că o să... Nu, 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 ok, da, mi-a dat 11, un sloppy. 11. E tot punctajul care mi-l lasă după ce fac aterizarea nu tocmai bună. Dacă n-am făcut o lănțuire anterioară. Perfect. Ah, ori din partea ta. Am apăsat pe ăla, ce nu mai dat, așa. Ah. Nu pot să fac un 720 de la înălțimea aia. Ok, haide. Sanc, așa. Pot să fac, pot să apăsat pe tasta de grind ca să aterizez cum trebuie pe o bar, dar nu pot pe tasta de aterizare să țin apăsat ca să fii garantat în picioare cum trebuie. Asta nu se magește, adică nu înțeleg. Îi adaug mai multe dificultate, dar îl face mai enervant în același timp. Nu-mi plac jocurile care sunt enervante prin definiție. Adică să fie amuzat mai mult decât enervant. Să tinde să fie prea mult enervant. Haide. Perfect. Ok, hai viteză, viteză. A, vreau ca să fac ceva anume, dar n-am reușit. Ah, e rotația aia. Nu trebuia să mă mai rotesc acolo. Începusem binișor totuși. Haide. Am vrut să fac altceva. Acum am pierdut tot punctajul, toată inerția. A fost ok cât de cât. Haide. Oh, nu, am nevoie de viteză aici. Ok, hai viteză iar. Ah, prea mult m-am rotit. Nu e bine ca să încerci să faci prea mult în jocul ăsta. Pentru că vei ieșua. Spre exemplu, e a treia oară când fac acest demo. Prima oară n-a ieșit pentru că Fraps n-a luat prea bine înregistrarea video, adică se vedea doar un colț în ecran. A doua oară OBS-ul nu luase absolut nimic. Așa că am pus să înregistreze tot monitorul cu jocul în fereastră pentru că în full screen nu vroia ca să-l ia. Nu știu exact de ce. Cred că e din cauza modului în care e făcut ca o portare de pe PS Vita. Ah, am arătat cam totul acolo. Ok, e ok, haide. Hai că mai încercăm. La început mă enerva mai mult decât acum. Adică era mai furios în varianta anterioară a demo-ului pe el. Pentru că anterior jucasem cu gamepad-ul și gamepad-ul era chiar foarte enervant de jucat. Ok, perfect, perfect. Ok, merge bine. Ah, mă mulțumesc cu un sloppy. Kickflip am, da, patrizesem bine. Grijă, perfect. Haide. Nu, no, n-a fost un sloppy. N-a fost vina mea acolo. Iar n-a fost vina mea, a fost vina jocului. Haide. Perfect. Pac. Sac. Ah, m-a scăzut tot punctajul, tot. Mi-a luat absolut tot de acolo, furistul. Ok, măcar am făcut 3000 la final. 26.000. E ok, hai, următorul nivel. Să am 10.000. Făcuse multe obiectivele ăsta. Asta parcă e ala cu foarte... Da, sloppy iar. Cu foarte mult grind pe el. Grind în sensul de railing, nu de grind de omorât inamici de făcut, adunat featherul și altele. Auci. Ok, mai încercăm încă o dată. Ar trebui să mai schimb trucurile. Ai 4 butoane de trucuri, dacă n-am spus în varianta asta demo-ului. Ai pe dumneavoastră de trucurile puse. Adică noliurile, oriurile... Și cum vrei să le mai spui. Și pe jos, pe stânga, dreapta, jos, ai o rotație, ca asta. Ok.
Ok, ori ai aterizarea. Până acum mai bine. Ok, am făcut acolo un salt în plus. Ah, ce... Când m-am chinuit prima oară ca să sar peste partea aia din drum cu scările. Foarte enervant a fost. Wow. Haide. Așa, aterizare cu succes. Ia viteză, ia viteză. Ah, a scăzut tot, pentru că n-am apăsat când trebuie butonul ăla. Prea mult quick time event în el. Asta mă enervează cel mai mult, cred. Prea mult quick time. Nu trebuie ca să fie nevoie ca să apăs un buton când vrea jocul. Trebuie ca să pot să fac și eu cascadorie cum vreau eu, cum vrea mușcul meu. Haide. Perfect. 30.000. Sec. Yes. Ok, am mers mai rapid acum decât a trecut. Am stat vreo și mai de oră atunci la el. Următorul nivel. Pe ăsta nu l-am terminat. Pe ăsta cred că nu l-am terminat. Ok, haide. Perfect. Cât de cât binișor. Oh, oh, dammit, da. Ce-mi place cât de cât este că atunci când te răstorni, poți să vezi cum încep să-i zboare hainele, adică bucăți din haină rămân, arată de parcă rămâne așa cu un fel de picior scos prin, într-un, nu să spun număr, printr-o mânecă de la pantalon, printr-un picior de la pantalon, adică se vede de parcă ar avea oase rupte. Asta e mereu hasiliu să vezi cum cineva are oase rupte într-un joc. Deci, a, 58. Am făcut toată treaba aia pentru nimica. A, naiba. I-am început ca să încurc butoanele între ele. Da, l-am încurcat iar între ele. Jos e pentru aterizat. Trucurile sunt pentru trucuri. Adică nu pot fi schimbate între ele. Aterizare, perfect. Așa. Perfect, 21.000 un truc. Un truc excepțional. Acum trebuie doar ca să nu... am făcut o greșeală, acum n-am aterizat cum trebuie. Așa, să mă lovesc de alea. Ar trebui ca să iau multe viteză acum. Ia viteză, ia viteză. Ah, damn it. Haide. Damn it, damn it, damn it. La final n-am ducat să iau viteză. Te încetinește foarte... damn it. Te încetinește foarte, foarte mult grindul. Care și dacă e la vale. Unde crede că ar fi mai mult sens ca să mergi mai rapid. Iar am rămas fără trucuri. Ah, da, da, da. Prea devreme, prea devreme sau prea târziu. Se vede cum mi s-a înduit piciorul peste cap. Și e mereu amuzant. Haide. Kickflip. Combinat. Perfect. Așa. Nu, 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 furisitule. Deci te-ai oprit. Jocul ăsta generează foarte multă furie. Adică încep să înțeleg acum mentalitatea celor care joacă foarte mult Dark Souls și alte jocuri de genul ăsta, cum ar fi sau să Super Meat Boy. Te enervează până la punctul la care îți spui, mă, nu mă las de tine. Știu că m-ai făcut de râs până acum, ți-ai bătut joc de mine în fiecare mod posibil, dar nu mă voi lăsa bătut, eu sunt mai bun ca tine, eu te voi birui. Nu câștigi tu, câștig eu, chiar dacă vom muri amândoi aici, damn it. Fix acolo eram. Adică înțeleg mentalitatea. Trebuie ca să împing doar de două ori, ok. Cum naiba să trec peste asta împingând doar de două ori, că mă încetinești atât de mult. Asta. Ok. Poate așa la vale, dar avea sens. Haide. Pac. Nu o să scop prea multe trucuri bune acum, dar măcar pot să merg mai departe cum trebuie. Așa. Două. Ah, damn it. A picat de pe aia. Câteodată va rata asta zona de grind și va face grind pe undeva pe scări prin aer. Ok, mai bine. Mult mai bine. Excesiv la neba. Vreau să spun excesiv de mai bine, dar n-a fost. Perfect. Văd acum cum o să încurc chiar. Yes! Am uitat ca să aterizez cum trebuie. Am terminat măcar, adică n-a fost cel mai bun scor al meu, dar am terminat. Next level. Grind the road close sign.
Ok, am să fac asta. Așa, binișor a fost. Ok, am mers bine acum. Furisle. Și cum m-a propulsat. Ok, haide. Și cam încă o dată. Vreau ca să fac un tur complex, dar am uitat că nu prea pot. E cam greu de făcut un tur complex. Trebuie ca să le combin pe astea într-un fel sau altul și nu prea iese. Era util dacă aveam un buton de jump. Adică nu neapărat ca să lansez trucul cu un truc. Adică săritura trucului cu un truc în sine. Să pot să am un buton de săritură dedicat, în care pot să fac rotații și altele, după bunul plac. Am dat grind, de ce n-am mers grind acolo? Așa, hai. Unde la vală cred că o să iau viteză, da. Perfect, aterizat. Așa. Bun. Și acum? Aterizare greșită. Nu cred că mi-a dat punctaj pentru alelalte, pentru că am aterizat greșit. Jocul cam pare să fac asta. Adică sunt de punctaje pe care le meriți, evident. Desigur, acum n-a sărit când trebuie. Fix când eram acolo, n-a sărit cum trebuie. Măcar am fost cât de cât ok. Bang, bang, haide. Da, desigur, te-ai oprit prea devreme. Poate puteam să mă catapultez dincolo de chestia aia dacă era mai devreme. Nu, nu, m-am lăsat în jos prea devreme. Măcar a zburat și arăt un picior. E ceva Schadenfreude acolo, cum ar spune germanul, fiind ca un cuvânt pentru absolut orice. Dammit, frontside. Haide, încercăm un... Backside, n-a ieșit. Încercăm un... backside flip. Încă un backside flip, în... perfect. Iar am sărit prea devreme, dar e ok pentru că pot să fac asta acum. Și asta, ca să aterizez cum trebuie. N-am pierdut prea multe puncte de acolo, fiindcă nu făcusem niciun truc. Ok, acum chiar făcusem trucuri. Am apăsat, m-a apăsat, n-ai vrut tu. Așa, acum la viteză mare. Viteză excesiv de mare. Excesiv de viteză foarte multă. Așa, am scăpat cu viață. În jos. Truc, 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 truc. Sărit peste. Încă un truc. Fac. Ok, înlănțuire, înlănțuire și... Da, victorie. 8.000. 44.000. Ok, a fost binișor acum. Data asta a fost binișor. Next level. Mi-am schimbat deja de cur. Am land a hard flip. Perfect grind to increase your speed. Și trebuie ca să fac grind-uri perfecte pentru a mări viteza. Iar așa este mai mult un infinite runner decât orice altceva. Nu e tocmai un joc de skate, ci un infinite runner de exact ca un joc de skating la care trebuie ca să faci grind pentru a putea continua mai departe. Mi-am amintește mai mult de jocuri precum Toast the Turtle, la care trebuia ca să arunci o țestoasă într-o direcție și apoi folosindu-și o armă sau diferite alte mici chestii să o faci să meargă mai departe. Doar că era mai amuzant, pentru că aruncai o țestoasă. Nu că aș aproba aruncare de țestoasă în viața reală, dar era o țestoasă desenată care nu exista cu adevărat și în secret îi plăcea, din câte spune jocul. Ok, foarte, foarte mult. Grind, wow, perfect, nice. De ce ori întoarse? De ce nu? Nu luat aia? Cred că nu luat aia, bun, hai. Haide. Am ratat-o complet și am picat unde nu trebuie. O înțuire frumușică de din asta de... pipes, grilaje, balustrade. Dammit, trebuie să sar peste aia. Am încercat încă o dată și vom încheia acest demo. Dammit, din nou. Haide. Hai. Am uitat cât costă jocul, vreau să spun că e disponibil pe GOG la prețul de ceva. Parcă era $10, dacă e mai mult de $10, nu prea l-aș recomanda. De serios, nu e niciun de chestii pe care trebuie ca să dai foarte, foarte mulți bani. La cât de mult, cât de frustrant poate fi.
Dacă auziți cumva pe fundal acum niște muzică inexplicabilă, nu este de la joc, dar are dubstep-ul ăla și muzica asta în general oribilă. Dar a parcat cineva o mașină lângă fereastra mea și acum pompează muzică de-a dreptul atroce, din cauza căruia voi încheia acest demo acum, pentru că nu vreau să poluez urechile cu altceva decât vocea mea atât de seducătoare, de parcă aș fi o marmotă strangulată de o broască ce tocmai a venit de la un tratament de cancer la gât. Asta a fost-o pentru acest demo. Era și găsiți Olioli pe... Cred că e și pe Steam, dar pe GOG e mai ieftin, clar, e varianta aia de acolo am. Un șocoliț amuzant, în doze foarte, foarte mici. Probabil va fi mai amuzant pentru cei mai, cum să spun, mai masochiști care preferă pedeapsă la fiecare pas. În rest, dar își vrea un remake după 720 Skate. Dar fără partea aia de du-te la un skatepark sau mori. Un Tony Hawk nou, a făcut deja Tony Hawk-ul la remake, care era bun. Adică ce să mai spun, era bun jocul. Poate nu era tocmai grozav, adică nu dacă ai jucat originalul, dar cred că avem cam tot ce se putea face cu acest gen de jocuri până când adaugă, eu știu, lansatoare de rachete, da. Lansatoare de rachete în totul. Ar trebui să fac o campanie de Kickstarter cu lansatoare de rachete în absolut totul. Ați fi interesați de asta? Fapt, nu contează că oricum în România nu avem cum să facem campanii de Kickstarter. Trebuie ca să avem cunoștință în Las Vegas și apoi vin discuții despre mai ești cumva autentic, de ce cer doar atât de puțin bani pentru un astfel de rachete în toate și etc. Oricum n-are sens. Era o referire la adresa faptului că acel Kickstarter cu Areal a fost cam închis de Kickstarter pentru că chestii și treburi. Asta a fost tot. Voi revin data viitoare cu... cred că în sfârșit cu Red Solstice ăla, eu mai au adăugat câteva patch-uri, pare ceva mai întreg acum și cred că o să fac un demo la el. Poate mai ușor de înțeles, pentru că până acum a fost foarte, foarte, foarte confuz și cam atâta. La revedere!